Costești Vale, Butimanu, Crevedia, Vișina, Cojeasca și Răcari. Sunt doar câteva din localitățile județului Dâmbovița unde culturile de rapiță sunt compromise. În total, aproximativ 1500 de hectare afectate. În această perioadă, reprezentanții Direcției Agricole Dâmbovița lucrează la centralizarea informațiilor venite de la fermieri și primării cu privire la starea de vegetație a culturilor însămânțate în toamnă. Avem informații că în unele zone, datorită excesului de umiditate, este vorba de acele zone mai joase unde a băltit apa, culturile sunt compromise. Din informațiile pe care le deținem la această dată, fenomenul este întâlnit pe raza localităților Butimanu, Cornățel, Vișina, Costești Vale, Cojeasca și Răcari. Urmează ca comisiile locale care au în sarcină acest fenomen să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin, respectiv inventarierea culturilor și a suprafețelor și, în final, trimiterea acestor documentații către ISU Dâmbovița, urmând ca acestea să ne transmită situația către Direcția Agricolă, instituția prefectului și, în funcție de cele stabilite la nivel central, urmează ca aceste documentații să fie înaintate către Ministerul Agriculturii, dacă sau ceva hotărât de despăgubiri sau, mă rog. Rapița este o cultură destul de profitabilă, dacă și condițiile meteo sunt favorabile. Din păcate, în acest an, condițiile meteo nu au fost deloc pe placul fermierilor, care au semănat rapiță și astfel le-au fost date peste cap planurile. Și totodată le-a fost afectat serios bugetul. Asta și pentru că, în unele locuri, culturile au fost întoarse.